Avem astăzi un invitat special, un jucător care a făcut istorie în Ghencea, un jucător care a făcut onoare tricoului echipei naționale și un jucător iubit de publicul din România pe absolut toate stadioanele. Îi spunem bun venit alături de noi lui Bănel Nicoliță. Bine am găsit. Bănel, haide să începem un pic cu situația ta la zi, da? Ce faci? Cu ce te ocupi, fiindcă în ultimele luni au fost o serie întreagă de povești sute în jurul tău. Povestește-ne un pic ce faci. Îți dai seama că nu au fost ok, m-au deranjat multe chestii din ele, care nu sunt adevărate în niciun fel, dar m-am întors, le-am arătat că nu am nicio problemă vis-a-vis de ce s-a scris în presă o săptămână, zici că am fost cel mai mare criminal și am urât pe cineva. Nu, un om care am făcut tot ce a fost mai bun pentru fotbal românesc, a reprezentat România, vorbesc de Steaua București, vorbesc de echipa națională României și unde am jucat, am reprezentat-o cu bio, adică am încercat să dau totul pentru țară. Vorbim despre perioada în care s-a scris în presă, dacă ai fost plecat în America. Eu am fost tot timpul, eu am fost tot timpul omul care, când a apărut ceva negativ despre mine, eu am apărut și am spus lucrurile pe nume. Poate erau lucruri care mă deranjau și vis-a-vis de familie, când a fost ceva, am ieșit, eu am fost primul și mi-am asumat tot ce s-a întâmplat sau ceea ce trebuia să răspund. Adică am fost corect cu voi, cu presa. Cu dar publicul până la urmă. Cu publicul, că oamenii aia, în spatele televizorului, vă dați seama că sunt mii de oameni care mă iubesc pentru ceea ce am făcut pentru Steaua, ceea ce am demonstrat în viața mea privată și ei au fost curioși și mă întâlnesc cu ei pe stradă și mă întreabă, e adevărat? Nu e nimic adevărat, e clar că nu e nimic adevărat, dar sunt anumiți oameni care vor să facă rău și atunci e cel mai ușor să faci rău. Bănel, pe scurt, ca să închidem subiectul ăsta, povestește-ne ce a însemnat, adică cum, ce a însemnat pentru tine această mică evadare, în ghilimele, în Statele Unite? A fost evadare, da? Povestește-ne un pic aventura de acolo, pe scurt, da? După care trecem la alte. Nu e vorba de nicio aventură. Am trecut pentru un divorț care a fost foarte greu și pentru orice om care trece prin așa ceva. Știm fiecare cât de mare experiența alături, mai ales când sunt copii la mijloc, suferi foarte mult. Am băgat foarte mult bani în echipa aia la Florei și n-a fost ușor. Și atunci am avut nevoie de o schimbare, m-a sunat un prieten, a venit la mine, stai liniștit. Am fost 2-3 luni plecat și m-am întors. Uitați-mă, sunt aici lângă voi. Ce ai făcut efectiv acolo? Doar a fost o perioadă de relaxare, să am revin și eu psihic și fizic, pentru că nu mi-a fost ușor. Vă dați seama că trec de 4 ani de zile din cea mai grea perioadă din viața mea, în care am avut numai nereușite, să zic așa, și cu echipa și cu divorțul care m-a afectat foarte mult, din toate punctele de vedere. Dar eu sunt Bănel Nicoliță, eu sunt omul care am plecat de jos și știu ce înseamnă să fii singur, știu ce înseamnă să fie greu și tot timpul spun, ăsta sunt eu trebuie să trec prin toate, că asta e viața. Eu sunt foarte puternic, adică nu mă poate dărma absolut nimic. Singurul cu care mă poate dărma e acel de sus, Dumnezeu. În rest, sincer vă spun, și mai ales copiii acum, că am două fetițe frumoase și eu trebuie să le ofer tot ce e mai bun. În rest, nu mă poate dărma absolut nimic, orice. Eu am ieșit tot timpul, nu am fost genul să vă refuz sau să refuz pe cineva, am ieșit și am spus lucrurile pe nume. Chiar dacă poate nu au fost un avantajul meu, trebuie să spun. Și atunci am ieșit și am spus. Dar dacă ajungi să scrii anumite lucruri urâte despre un om care, într-adevăr, a ieșit tot timpul și a recunoscut, sau a ieșit. Ai fost un personaj mereu cu cărțile pe masă, cum se spune, da. Nu am fost genul să ascund, că până la urmă e viața mea și oamenii trebuie să, când ești în fața lor, trebuie să fii natural. Sunt atunci cu ideea mă și iubesc și ideea mă și respectă lumea. Pentru ceea ce spun, ceea ce simt și ei văd realitatea din spatele meu. Sunt curios doar dacă în această mică perioadă petrecută în America ai avut contacte multe cu comunitatea de acolo, te-au recunoscut românii de acolo, ai interacționat? Nu vreau să fac multă întâmplare, îți dai seama că nu sunt o persoană oricare. Oricine te recunoaște atunci când joci la un club așa de mare cum este Steaua.
am jucat 7 ani, am scris istorie și mă duceam la Barcelona, am fost și în Spania, într-o vacanță și m-a recunoscut, era pe o străduță foarte îngustă și m-au recunoscut. Niște români. Niște români sau străini care am jucat în Franța, la fel. Okay. Când am jucat la Saint-Étienne am găsit doi suporteri. Mă, era, nu știu cum să te explic, era o stradă foarte, foarte îngustă. Uh-huh. Unde intram doar câte două persoane. Uh-huh. Și dai seama că e greu să-ți dea seama că tu ești acel jucător de la Saint-Étienne. Așa că lumea... Și erau români sau francezi cei care... Francezi, da. Ei rămân cu impresia și cu imaginea ta, care tu ai făcut ceva pentru ei. Eu cred că am făcut ceva pentru fotbalul românesc. Nu sunt un jucător care să zic, băi, ai jucat două meciuri, noi mi-ai jucat... Nu, am jucat 95% din jocurile astea, mă. Și sunt al doilea jucător după Neam Arzi Lăcătuși în Europa. Bănel, mergem spre fotbal de data asta și o să te rog să rememorăm un pic perioada începuturilor tale la Brăila. Mi închipui că au fost niște vremuri foarte exotice în momentul respectiv. Haideți să le recuperăm. Am ajuns acolo, vă dați seama, că nu mi-a fost ușor. Și singurul om care a crezut din momentul care m-a adus a fost Hussein Tekinalp, care am tot respectul și stima față de acel om. În momentul când am venit acolo, el mi-a dat bandură la el, a zis, bă, de azi tu ești Jardel. Așa mi-a rămas și acum de la el. Și a spus că am încredere mare în tine, tot ce trebuie să faci tu, doar să muncești, vei avea cele mai bune condiții pentru a juca fotbal. De ce vă spun lucrul ăsta? Aveam cazare, ceea ce îmi lipsea la Fourie. Nu aveam... Da. Da, aveam echipament, aveam bani de buzunar, bani de vitamine, bani de ghete. Adică acel om mi-a oferit o deschidere și în care să cred că pot să reușesc. Și atunci, ușor, ușor, pas cu pas, am putut să cresc de la meci la meci, de la zi la zi. Dar, în același timp, am lucrat foarte mult. Rămâneam câte 3-4 ore după fiecare antrenament la Brăila. Era Viu Ulman, care... Fostul președinte la Brăila. Pe poate să confirm oricând cât de mult stăteam eu pe terenul ăla și ori întregi. Ai făcut șanțuri pe gazon, da? Crede-mă, cum că stăteam după fiecare antrenament cel puțin 3 ore. Dar uite, că când muncești, e o regulă. Când dai fotbal, atât îți dă și el. Cu cât muncești mai mult, cu atât vei câștiga mai departe. Îți amintești ce ai făcut cu primii bani pe care ai câștigat acolo la Brăila când au început să vină, da, când s-a deschis conducta, cum să spune? Da, eu spun sincer, eu nu, acel om era așa de inteligent încât nu-mi dădea bani pe mână. Uh-huh. Nu-mi lăsa bani pe mână, nici o secundă. Ți-a băgat într-un cont sau cum? Aveam șofer, okay. Nici în cont, nu avea nimic, doar atât îmi făcea. Fiecare meci în care eu jucam și câștigam sau dădeam gol, el era foarte bucuros. Bucuria lui eram eu, da, în mare parte. Da. În afară de faptul cum câștiga echipa, dar dacă eu marcam și aveam o reușită sau aveam un joc bun, era cea mai mare bucurie. După fiecare meci, el îmi dădea o mașină în care spunea, tu ai șoferul, te duci la magazin la mine acolo, că aveam magazin alimentar, îți iei tot ce ai nevoie, de la pui, ulei, zahăr, mâncare, tot pentru acasă, da. Mă duceam, uite așa mașina, în tot partea, serios. Când intram în Fourie, uite așa, așa. Da, serios, îmi încărca mașina și aceia erau banii mei. Nu e bani de buzunar, nu dădea. Uh-huh. Mă întreba, ce ai nevoie? Uite, am nevoie să-mi cumpăr o pereche de bluși, ok. Ia de aici, ce ai nevoie? Vitamine. Dus, pe cumpărat, așa vorbea. Și cumpăra Jardel, duit șoferul, cumpăra la tine, dar niciodată nu am ieșit din cuvânt. Și când am văzut că eu sunt corect și aduc restul și sunt acasă la ora 8, nu ieșeam tot timpul cu program, stăteam tot timpul cu el. Mergeam la el la fabrica de confecție, stăteam după fiecare antrenament, mergeam la el. Stăteam până seara, la 11 cu el. Beam ceaiul, băut ceaiul, hai, acasă dormit, dimineața mă trezea, adică aveam un program foarte strict. Erai vedetă, nu? Cu șofer la 16-17 ani, ca vipurile, glumesc acum, da, evident. Da. El a vrut să aibă control asupra mea, da, ceea ce pentru mine a contat foarte mult. A fost cel mai important lucru din viața mea, pentru că mi-a dat siguranța aia. Și atunci și eu am fost mai ușor. Mi-a fost mult mai ușor să văd lucrurile așa cum vin.
mai ales și la antrenamente să te duci. Mergeam cu tramvai, am mers 3 luni de zile cu jumătate de etichet. Jumătate de bilet, din ăla am mers 3 luni de zile. Stăteam acolo și când veneam, nu venea controlul, stăteam liniștit. Dacă venea nu, trează, nu, nu taxai, da. Da. Adică am fost genul de omul care am știut ce înseamnă și știu ce înseamnă greu. Da. În ziua de astăzi văd mulți jucători care am simțit-o și eu pe pielea mea când am investit la Amina Florei. Ce vin și-și cer salarii fiind direct, la 16-17 ani, da. Ce, cer 20-25 de milioane. Păi și eu păi zic, păi ce să-ți dau 25? Tu în loc să spui, bă, vreau să cresc, vreau să mă duci colo, vreau să mă ajut sau... Nu, el direct bani. Eu nu am știut, eu te și la Steaua, când am ajuns la Steaua, eu, nu am, eu am avut 5.000 salarii de dolari. 5.000 de dolari. Și alții aveau... 2005, da? Da, 2005, 2004, 2005. Nu mă interesează banii. Când am auzit de Steaua, frate... Ai venit cu ochii închiși. Păi da, era visul meu că eu sunt stelist, nu sunt ca alții, că azi sunt stelist, mâine sunt nu știu cine, cu tare, nu. Am fost și voi fi stelist până la moarte. Că folosim Steaua București, eu vorbesc pentru că am jucat la Steaua București. Că acum se numește FCSB, e cu totul altceva. Acolo sunt probleme lor. Îmi pare rău că ajung la problemele care sunt acum între cele două cluburi, dar sper pe viitor să ajungă la Țelege să fie doar aceea, să fie Steaua București. Când ai auzit că a venit ofertă de la Steaua și că e interesată Steaua de tine, ce te-ai nebunit? Ai nebunit. M-am sunat toate neamurile, aveam cartel, aveam telefon, îmi terminase creditul și luam cartel și sunam. Vedeți că mâine te mergi cu Steaua, poate. Bine, eu am fost o bucurie foarte, foarte mare. Dai seama să te ia Steaua nici prin vis. Dar când muncești și ești corect cu fotbalul, atunci și Dumnezeu e lângă tine și îți oferă o șansă. Și când, trebuie să profiți de ea. Când a intrat prima dată în vestiarul din Ghencea la antrenament, primul meci, meci în cupele europene cu Villarreal, da? Da, primul meci. Da. Dar până să ajung acolo, pe postul meu de mijlocaș dreapta, știți cine juca? Ajută-ne! Oprița, echipa națională. Dumitru, Diniță. Te-ai temut un pic, sau nu? Fădeți seama că m-am dus acolo, erau trei jucători, nu buni, foarte buni, vedeți-mă. Dar m-am dus cu siguranță, bă, voi juca, nu voi juca, trebuie să muncesc, să demonstrez că merit. Cred că într-o lună de zile, după meciul cu Villarreal, după aia a urmat un meci cu Rapid, un campionat, unde am făcut 0-0 și am intrat la pauză. După acel meci am jucat toate meciurile, titular. Bun, spuneam mai devreme despre faptul că ești unul dintre oamenii remarcabili din istoria Stelei, da? Cu pe locul 2, da? În ceea ce privește meciurile jucate în cupele europene, după legendarul Marius Lăcătuș, da? Cu câteva borne care au rămas în memoria publică, meciurile tale din cupele europene. Aș începe cu meciul cu Betis Sevilla, da? Două goluri în meciul acela care a însemnat calificarea pentru dubla memorabilă cu Rapid, da? Eu nu am fost un jucător extra, să spunem, tehnic sau... Am fost un jucător de echipă, am fost un jucător muncitor, un jucător care a dat totul pentru acel tricou care îl purta. În momentul ăla nu am fost un jucător care să marchez 5 goluri într-un meci, nu. Dar când marcam un gol, era decisiv. Credeți-mă, toate golurile, dacă luați golurile mele, multe sunt decisive, da? Din 30 de goluri, 27 sunt decisive. Care s-au făcut 3-2, 2-1, 2-2, Galatasaray. Galatasaray la fel, golul 2-2, decisiv, calificarea în grupele Champions League. 1-0 acasă, adică sunt goluri care sunt pentru mine, cu Rapid din nou, unde acolo am trăit cea mai mare, mi-a fost cel mai greu meci. Vorbim de meciul de sfertul de finală din Cupa UEFA, da? Da. Practic, corect. Golul tău a decis calificarea, da? 1-1 și 0-0, da? Am intrat în istorie. Da, înțelegi? Da. Că ăla era un meci care, pentru toată țara, toți tremuram, toți. Da, a fost o nebunie. O nebunie totală, credeți-mă, cu două săptămâni înainte nu dormeam. Stăteam și zic, bă, frate, să ne bată Rapidul, tu dai seama ce înseamnă pentru noi. Nu mai ești pe stradă, da. Da. Și fiecare seară, bă, oricum, te consumai mult în perioada aia, nu? Când veneam și mă pierdeam sau mă bătea din altă seara, nebuneam. Plângeam până acasă, deși n-am. Când ajungeam acasă, am mâncat cu geanta. Dar după măcar m-am.
Plângeai efectiv sau așa metaforic? Plângeam. Bune, da. Pentru că sunt un om care dau tot, nu-mi place să pierd. Apreciez un adversar care mă bate și știu, bă, frate, a fost mai bun. Cum era Lionul, nu puteai să-i bați. Am avut 3-2 cu Lionul. 2-0, 3-2. Nu am putut să-i bate, frate. Am avut acasă, mi-au putut 5-3. Mă, frate, când ai eu pe o echipă ca Juninho și Benzema, nu ai ce să le faci. Jos pălăria, le dai mână și la revede la baie. Care a fost cel mai al naibii adversar pe care l-ai întâlnit? Direct? Direct Roberto Carlos, unde am... Cu Realul, da? Da. Și visul meu mi s-a îndeplinit, pentru că mi-am dorit să-l cunosc pe Ronaldo cu adevărat, sincer. Eu țin cu Barcelona din cauza lui. Uh-huh. Pentru că mi-a ajuns acolo, țin cu Barcelona. Unde mergea el, țineam. Și așa, și cu Interul, la fel. A fost cea mai mare dorință mea să-l întâlnesc, să-l văd. Da. Apoi mi-a dat șansa să văd mai mulți jucători în care să fiu și eu acolo, în filmul ăla. Da, Casillas, Ramos, Roberto Carlos, Robinho, Beckham, da, o echipă incredibil, una dintre echipele galactice ale Realului, da? În afară de câțiva care au plecat până să jucăm noi, în rest i-am prins pe toți. Și a fost cea mai mare bucurie. Când întâlnești un asemenea adversar, asemenea jucători care îi vezi doar la televizor și îi vezi doar în meciul la... și nu crezi vreodată în șansa să poți să-i atingi. Da, să-i atingi sau să faci o poză. Și atunci șansa să o dă Dumnezeu și să fii lângă ei, să-i miroși, să joci împotriva lor, e cea mai mare bucurie, crede-mă. Din păcate ai fost decisiv cu Real Madrid, cu acel autogol nefericit. Să intri în istorie, nu e ușor. Așa a intrat în istorie și cu asta. Spun eu că am dat gol. 1-0, a avut 11 metri, Van Nistelrooy, știți, da, foarte bine, da. A ratat. Așa a vrut Dumnezeu să fiu singur marcator, să fiu decisiv, acolo, da, pe tabelă, Bănel Nicuriț. Ai apărut pe tabelă pe Bernabeu, asta contează. Da, asta contează, da. Restul. Poți să bănesc că ai mai revăzut faza, ce a fost? Putem să recapitulăm un pic momentele alea, adică cum ai gândit momentul ăla și ce s-a întâmplat? La momentul am gândit să joc pe Cernea, pentru că la noi Cernea nu ieșea după linia porții, tot timpul era pe linia porții, eu știam tot timpul acolo, da. Adică când tu scrizi niște automatisme, da, e clar că știi că Dic e acolo, Brădoi e acolo. Nici nu te mai uiți. Nu te mai uiți și o joci fără să te mai uiți. Când am jucat-o, el deja plecase. Zic, asta e, se la vii, mon ami. Ce să faci? Asta e viața. Așa a căzut cerul în cap. Îți dai seama. Dar părerea mea că așa a vrut Dumnezeu. Pentru că se putea să înscrie 2-0, 3-0 și acum, la momentul nu mai aveai întrebare pentru mine. Da, uite, vezi așa, să mă întrebi, da? Da, să mă întrebi de acel gol. Minunat. Așa a fost să fie. Știi cum e? Important e că am avut colegii lângă mine, antrenorul, care m-au susținut în orice moment și suporterii. A contat foarte mult pentru mine, pentru revenirea mea. Dacă ai putea să tai secvența asta din cariera ta, ai tăia-o sau ai lăsa-o acolo? Nu. Care savoarea ei cumva? Da? Nu. Aș lăsa la fel, sincer. Dar să termin tot 1-0. Să fie marcatul tot eu. Dar dacă era o invers, era și mai bine. Așa a fost să fie. Nu regret nimic. Un meci cu zeci de mii de suporteri români în tribune, da? Meciul în care a fost cea mai mare, și ceva de mii de cea mai de mare asistență de români la un meci în deplasare al unei echipe de club, da? Mă întâlnesc acum, sincer. M-am întâlnit acum vreo două zile în oraș, eram la restaurant, mâncam ceva. Îți dai seama, vine un om, suporter. Da. Domnule, am fost și la meciul ăla când ai dat Madrid. Zic, bine, frate, ce să fac? Adică, i-ai dat o bere și lui? Da, păi mi-a dat el mie. Era în Madrid acolo, stând de mulți ani. Da. Deci ai păstrat secvența asta, n-ai schimbat-o de-aia. N-am schimbat-o, nu așa vede ce. Bun. Plecat la Saint-Étienne, da, după 6 ani la Steaua. 6 ani jumătate. După 6 ani și jumătate la Steaua. A fost un moment care, atunci, o declarație a lui Gigi Becali care a părut un pic așa, destul de acidă, da? Și spunea, domne, lui Bănel i-am dat drumul de milă la Saint-Étienne, că pentru 700.000 de euro n-am făcut nicio mare afacere. Te-a deranjat într-un fel acea abordare? Într-adevăr, am avut ofertă de 3 milioane jumate pe masă. Uh-huh. De la cine? De unde? Se știe, de la Dinamo Moscova, din câte știu. Ok. Da, oficială, nu vorbim de... Nu pe vorbe. Și nu mi-a dat drumul. Pentru că înainte de Saint-Étienne, da? Da, da, da. Omul ăla chiar
a ținut, să țin la mine și știe că tot ce am făcut sau cât am jucat la Steaua, am fost așa și nu am ieșit. Din cuvântul dânsului sau să fiu un jucător care să ies prin cluburi sau altceva, să deranjez. Nu. Un jucător ăla care lui place jucătorii ăștia cu minți, da? Care își dau viața pe teren. Dați-mi și mie două exemple de jucători ca noi, care am fost și am scris istorie, care alergam din minutul 1 până în minutul 90. Păi bun, e în primul rând generația ta, da? Generația noastră, da. Uite, din generația noastră, într-adevăr, toți am scris istorie. Și toți am făcut ceva. Da, și sunt jucători în generația ta care și apoi s-au dezvoltat. Uite, frumos, Rădoi. Da? Rădoi, da? La antrenor la echipa națională, Dică. Dică, da. Dică la fel, Lovi, o afacere de succes. Toți, da? Eu m-am dus la Fuori, am vrut să fac ceva, adică toți am avut ceva. Mâine pe mine o să încep și școala de antrenorat. Da? Da, vreau să mă fac și vreau să devin antrenor. Vrei să o apuci pe zona asta de antrenorat? Bineînțeles, că îmi place. Îmi place, am simțit și de acum, mai ales că am stat 4 ani la Fuori, știu ce am de făcut. Nu e ușor, da? Nu e ușor să lucrez cu 22 de caractere diferite, să-i înțelegi pe toți, să le oferi la toți înțelegere. Înainte, poate când eram jucător, nu înțelegeam antrenorii, sincer. Acum chiar îi înțeleg. De ce, greu. În ce sens nu înțelegeai, la ce te referi? Pentru că îți dai seama că exagerează câteodată sau la ce te gândești? Nu, ne lua pe fiecare în parte, vorbea, unul vorbea mai așa, unul mai alt ton. Omul încerca la fiecare să ne pună în aceeași căruță să înțelegem. Bă, suntem toți rămas la aceeași căruță, trebuie să câștigăm. Dar uite că dacă nu știi să-i motivezi. Uite cum era Olăruiu. Am avut o antrenor foarte bun. Și pentru mine a fost onoare să lucrez cu Neamarăs. Da. La Cătuși. Walter Zenea. Olăruiu. Neapiții, ce să mai zic? Potasov. Hagi, bă, nu mai zic, m-am dus la dânsul și la Academie. Adică am avut și mi-a dat Dumnezeu posibilitatea să lucrez cu antrenori nu buni, foarte buni și legende. Pentru mine legende. Și atunci nu ai cum să nu înveți. De la fiecare am luat, câte ceva. Fiecare antrenor are strategia lui de a pregăti meciul, de a pregăti antrenamentul. Și fiecare are ceva. Hai să detaliem un pic, fiindcă am ajuns la zona asta antrenorilor, să detaliem un pic așa legat de câțiva dintre antrenori. Ești, ai spus deja niște nume. De la Oli, cu ce ai rămas? Bă, cum reușea să motivezi jucătorii? Discuții individuale, discuții, nu? Individuale. Știa când să glumească, știa când să fie serios. Adică sunt lucruri care te face să joci fotbal de unul singur, să ieși așa. Zenga? Zenga la fel, tactic, mi-a plăcut foarte mult. Italian, da? Italian, da. El m-a învățat, în principal, de la el am învățat foarte mult tactic. Uh-huh. Zenga era la echipă atunci când ai venit, când da? Când ai venit, ai început cu Zenga aventura, da, la Steaua, da? Și după aia vine Ațiții Dumitriu, spre ultima etapă. Gică Hagi, în două ocazii, da? Și la Steaua, stilul, și da, la Îmi place stilul lui de joc, cum gândește, joacă numai ofensiv, nu se gândește o secundă să apere, îi place să atace, îi place să marcheze multe goluri și îmi place stilul lui de a cum gândește fotbalul. Și ați văzut că a lăsat doi antrenori, da? A ieșit din ecuație, a zis, bă, vă las pe voi, faceți voi. Și n-a ieșit bine. N-a ieșit. Ați văzut, s-a întors înapoi. Altă Omul viață, da? Știe, da? Știe cu ce trebuie să facă. Știi unde să apese, știi unde să dea. Că toți sunt anumiți oameni care critică. Nu putem să-l criticăm pe Hagi. Nu putem să criticăm pe Neamarăs. Sunt oameni care au scris istorie. Cu ei trebuie să ne mândrim oricând și la orice oră. Ei sunt legende. Noi când mergem undeva, lumea ne cunoaște prin ei. Nu mai zic, mai sunt mai mulți. Am spus două nume care, într-adevăr, au scris istorie. Lui Hagi, în partea de început a carierei, se aducea această critică legat de faptul că aștepta ca jucătorii cu care lucra să fie la nivelul lui, să aibă realizările lui, să se aibă implicarea lui. Ai resimțit într-un fel treaba asta atunci, fiindcă era începutul carierei, mă refer la mandatul Steaua. Da, l-am avut și la Steaua și la Vitor. Nu, nu.
știa de fiecare jucător, de calitățile fiecărui. Atunci când un jucător se aseamănă cât de cât cu el și se gândește că ar putea fi un număr 10, atunci e normal că îi cere număr 10. Dar la mine, dacă sunt așa, ce să înceară mie? Să iau pe aia, să-i dau cap în cap? Nu. Așa cum era Cernat, da, avea pretenții. Când l-am prins pe Cernat, da, și avea pretenții, pentru că știa, bă, tu poți mai mult. La tine se știa că are terenul, da? Bă, ne le știi, lucrurile simple, da? Normal. Adică știa să vorbească cu fiecare în parte. Te-ai supărat pe Elie Dumitrescu când ți-a luat banderola? Nu. Și a dat-o lui Cristi Tănase? Nu, nu, nu m-am. Poate la momentul ăla m-am supărat puțin așa, după aia mi-a trecut pentru că așa a fost decizia dânsului și am respectat. Știți foarte bine că legătura mea cu domnul Ilie a fost una ok. Nu mi-am refuzat niciodată, n-am ieșit. Dacă dânsul a zis, bă, trebuie să dai, am dat-o, fără probleme. Adică nu am fost genul de om care să ieși să spun ceva împotriva dânsului sau să fiu cât de cât. Nu. Eu îmi respect și am respectat tot timpul oamenii. La momentul ăla, poate eu așa a gândit-o dânsul. Ești un jucător atipic tocmai prin filonul acesta de bun simț și de respect pe care l-ai arătat de-a lungul anilor. Așa am fost crescut. Ai avut de pierdut din cauza asta în carieră? În viața privată, da. Uh-huh. Fotbalist, nu. Pentru că am respectat, am fost respectat. Dar în viața personală am pierdut mult. Uh-huh. Vedeți, m-am ajutat foarte mulți oameni. Și am fost genul de om care... La orice oră mă suna, 3-4 dimineața, să-i ajut, îi ajutam. Și nu am mai cerut înapoi. Adică oameni cu probleme care solicitau ajutorul și interveneai de fiecare moment. Dată, da? Da. Când nu eram eu acasă, trimiteam, dădeam cheia, du-te, vezi de acolo, ia-ți cât ai nevoie. Te suna tot făurei, nu că au probleme. La un moment dat, toată Brăila avea tricoul cu mine, eu cumpăram tricoul ăla. Da? Pentru că asta ne era doar un tricou. Și gândește că erau sute. Eu cumpăram, întrebați-i. Că nu sunt mulți oameni de la stadion. Câte tricouri cumpăram după fiecare meci. Dădeam comandă de lunea și sâmbătă după joc, luam 15, 20, 10, 12 tricouri. Nu ai cu mine, bănei micuți. Adică lumea, într-adevăr, simțea și erau lângă mine. Și le-am dat, nu am cerut nimic în schimb. Adică să țină cu echipa asta. Și am făcut-o. Nu era mai tentant pentru tine, făcând acum o paranteză, să te duci către Brăila, să investești acolo, să încerci să faci acolo la Dacia Unirea, care este emblema județului în loc de Făurei? M-am făcut tentat unde mai am, mult treaba asta? Da, nu, pentru că am gândit cu sufletul. Uh-huh. Până să ajung acolo am mai avut și la Brăila discuții, au fost și undeva pe la Ianca și am zis nu, vreau să mă duc în oraș unde m-am născut și unde am crescut. Da? Eu de aici am plecat și fără nicio modestie acel oraș, când te duci să întrebi de unde ești, din Făurei, clar că nu o să spun, a, să întreabă unde n-ai pe mai din Făurei ăsta, nu? Ei, de la Bănei Nicoți, a, gata, e ok. E în regulă, da. Da. Da, sunt mulți oameni care, într-adevăr, se mândresc cu mine și eu reprezint acel oraș din toate punctele de vedere, pentru că de acolo am plecat. De acolo m-am dus către fotbalul mare. Bun, ne întoarcem la Steaua și la celebra dublă cu Middlesbrough, da? N-ai prins returul ăla, fiindcă ai luat un galben blestemat, da, la meciul tău, da? Ai stat la meciul din Anglia, te-ai frământat îngrozitor, bănuiesc, la returul ăla. Plângeam, pur și simplu plângeam. Ai fost în Anglia, nu? Am fost, pentru că am fost suspendat și eu și Sorin Paraschiv. La meciul am stat în tribună. La 2-0 minutul 30, nebunistii din engleză. Uh-huh. Erau jurnaliști de acolo, nu mai vorbeau, pur și simplu au luat microfon și le-au pus pe masă și au pus stop. Stop erau pe bune. Debusolați, da? Și pe urmă, când a început să se învârte tabela... După ce au marcat primul gol, uh-huh, a început nebunia. Și atunci, neșansa a făcut. Că noi am fost foarte aproape să jucăm finala. Noi nu am avut noroc. Așa suntem noi români. Ai fost în vestiar atunci după meciul ăla sau n-ai avut putere să intri? N-am fost. Ne-am văzut după. După, spre autocar. N-am mai intrat. Toată lumea cu capul în pământ. Nu e ușor să pezi o semifinală în care tu să conduci, tu să fii rolul principal și la un moment dat să
Nu mai zic că am avut penalti în minutul 90. Când a ajutat Dică și a pus la mână. Nu îți mai dă nimeni, fiind și român. Da. Dar, vezi, toți am suferit. Nu a fost ușor. Pentru că știam cu toții că suntem foarte aproape de final, în care am demonstrat că merităm să o jucăm, indiferent când țineam Sevilla sau cine era acolo, în finală. Meritam. Dar asta e viața. Pentru că noi ne-am mutat la un meci cu Middlesbrough, până să jucăm noi, la fel, aceeași situație, aceleași goluri, aceleași minut, au marcat, s-au calificat în semifinală. Deci, Doamne, nu sper să nu se întâmple la fel. E, la fel s-a întâmplat. Ca să vezi. Două meciuri la fel au avut, în care au întors la 3-0 sau 4-3. Ai prins trei participări consecutive în grupele Champions League. Patru, da. Patru participări consecutive, da. Avem așa, să spunem câțiva adversari, da? Chievul, Lyon, Real Madrid, Arsenal, Sevilla, Bayern, Fiorentina. În fața, dacă ar fi să-mi numești o singură echipă în fața care v-ați simțit realmente neputincioși, care ar fi echipa aia? Real Madrid. Real Madrid. Și Bayern München. Și Bayern München. 0-1-0-3 cu Bayern, da, adică... Echipe puternice. Da? Arsenal aia că am jucat cu ei. Și la București și la ei. Ne-a bătut la București 1-0. Dar și pe ei am simțit puternici. Dar cu Real și cu Bayern e respirabil, da? Mai. Mare. Și Lyonul. Și Lyonul venea o forță incredibilă. V-am spus, la București am jucat cu ei, am avut 3-2, ne-au bătut 5-3. Adică n-ai ce să le faci. Când întâlnești o asemenea echipă, trebuie să te duci frumos, să îi saluți, să îi feliciți. Bravo, asta e. Sunteți mai buni. Da, într-adevăr, când întâlnești un asemenea adversar, trebuie felicitat. Ai fost coleg cu Neșu, în Ghencea, a trăit tragedia pe care o știm. Știți foarte bine că noi toți suntem alături de el și ținem și am încercat din toate puterile să-i oferim tot ce e mai bun. Ne bucurăm că din ce în ce a început și el să fie mai bine, să vorbească și să... Că decât să mai comunici cu noi. Eu mai vorbesc cu el, mai glumesc, da? Da. Am plecat în vreo 6 luni, am vorbit cu el, sau 7 luni, nu știu exact. Am mai vorbit cu el, m-a întrebat cum era Fiore, cum e, da. L-ai vizitat și acolo? Ai avut timp să-l vizitezi la Oradea? Nu am fost, pentru că am avut un meci din campionat la Fiore, era un meci foarte important. Am vrut să anulez meciul și nu am vrut cei de acolo. Așa de oameni, să vezi, oameni răi. Le-am și spus că mă duc la acel om, la... Se făcea un turneu pentru el, da? Și nu au vrut. Și a trebuit să rămân acolo, că eram principalul. Și trebuia să am grijă tot ce se întâmplă acolo. Bănel, au fost situații în care rivalii au încercat să te coopteze pentru transfer, Dinamo, Rapid, au fost astfel de tentative, fiindcă mai sunt tot felul de discuții secrete, așa, nu? Au fost tentative de a te recruta acolo? Înainte de a ajunge la Steaua, vă spun sincer și cred că sunteți primii care aflați. Am fost sunat de domnul Răzvan și de domnul Mircea Lucescu. La 1:30 de noapte m-a sunat înainte să ajung la Steaua. Pentru Rapid? Pentru Rapid, da. Era Răzvan antrenor? Era Răzvan la Rapid. Și? Mă sunase domnul Răzvan, cred că pe la 1:12 noaptea și apoi m-a sunat Mircea și m-a rugat, uite, du-te acolo cu tare. Zic, n-am nici, eu sunt stelist. M-am zis, bă, cred. Serios? Da. Dar în momentul ăla oferta Stelei venise? Era? Știai și de oferta Stelei sau nu? Nu. Nu știai? Nu. Adică ai refuzat Rapidul? Refuzat, da. Fără să ai alternativa Steaua la momentul ăla? Nu, mai aveam, cred că, Timișoara. Dar... Erai la Brăila atunci? Era la Brăila, da. Și era Toni Dobuș la Timișoara. El era patron în momentul ăla. Și l-ai refuzat? N-au fost surprinși Mircea Lucescu și Răzvan? Au fost oarecum surprinși, nu, da, că ai refuzat? Pentru, cred că discuția cu Steaua, cred că a avut-o turcul, cu Sein. Nu știu, a zis, mai așteptăm, nu mi-a zis nimic. Și atunci am zis, hai, mai așteptăm și cred că la o săptămână a venit mine. Da. O istorie interesantă. Cum se putea scrie istoria lui Bănel, da, dacă ai fi acceptat propunerea de la Rapid, da? Eu am spus nu că mai ajungeai în semifinale, da? În semifinale UEFA. Am spus că eu, într-adevăr, eu sunt stelist. Nu sunt ca alții, nu mă dau
fiara. Am fost stelist și voi fi stelist până la moarte. Chiar dacă spuneai mai devreme că tu ai fost un jucător care s-a remarcat prin muncă, un jucător consecvent, un jucător spectaculos, totuși ai în CV-ul tău și câteva goluri spectaculoase, da? Un gol cu gaz metan, mi-amintesc, da? O farfecă, da? Adică un gol de Betis, generic când am intrat și am făcut bicicleta cu mătru, am intrat și am dat colțul lung. A fost goluri frumoase, adică nu am fost un jucător tehnic, da? Da. Am fost un jucător care am muncit și am creat tot timpul. Am învățat. Am avut antrenor foarte bun care mi-a explicat ce am nevoie. La viteza care o aveam și la cât alergam, m-a ajutat să spună, bă, partea aia, uite, mai ia, mai intră în teren, mai fă ceva. Ca să vezi cât de mult te ajută. Și într-adevăr, mai ales neamare, el mă punea să intre tot timpul. Să intri în zona centrală. Să intri către poartă direct, mi s-a atașat poarta direct. Un 4-0 Vaslui Steaua, da, în ultima etapă atunci a sezonului din 2006, da, meciul care a decis titlul, da, era disputa cu Rapidul atunci. Al doilea titlu câștigat, e un meci însă în jurul căruia s-au țesut foarte multe povești. Nu, adevăr, vă spun sincer, eu am simțit că am jucat în teren. Nu aveau nicio putere în viața lor și 10 zile dacă jucam cu ei nu ne băteau. Aș vrea aici să reamintesc, fiindcă poate lumea nu-și mai aduce aminte, aș vrea să reamintesc doar faptul că după acel meci Adrian Porumboi a ieșit cu declarații foarte aspre, spunând că mulți dintre jucătorii Vasilului n-au jucat și că... Nu aveau nicio șansă împotriva noastră. Atunci chiar aveam echipă, sincer. Într-adevăr și Rapidul, ne-am luptat primul campionat care l-am câștigat împotriva lui Dinamo. 2004-2005 am jucat până în ultima etapă. După aia, al doilea campionat care l-am câștigat, ne-am luptat cu Rapidul până în ultima etapă. Adică a fost un campionat foarte greu, echilibrat, cu echipe bune. Ceea ce acum nu vezi. Da, erau Craiova, Bistrița. Păi ce greu, ce ne făceau, Vaslui, Timișoara, Pitești. Adică erau echipe foarte bune. Care nu puteai, UTA, o echipe foarte, foarte greu, unde greu câștigai punct sau puncte. Așa că nu, niciun fel să nu credeți sau să crezi că a fost ceva la acel. Nu, am fost buni noi. Ce e mai important să joci ultima etapă? Da, cu titlul pe masă. Ce te poate motiva? Banii? În momentul ăla nu. Decât lucrul ăla trebuie să câștigi meciul ăla. Să fii numărul 1 în România. Au fost însă meciuri la care ai simțit că era ceva șumet? Nu. Uite, vă dau un exemplu, da? Noi am avut Buzou, cum se spunea echipa lui Steaua, da? Am pierdut campionatul. Cu celebrul gol al lui Bunica, da. Am pierdut campionatul. Mai mult de atât ce vreți. Nu există. Nu se dă nimeni la o parte. Și cât am jucat eu, nu am simțit o secundă. V-am dat un exemplu acum cu Buzou. În care era echipa noastră, da? Care zicea toată lumea, bă, echipa lui Gigi, jucătare, defilau. Ne-am curcat pe noi și am pierdut campionatul cu cele două puncte, da? Noi am pierdut campionatul. Și atunci a fost și problema cu valiza, dacă țineți minte. Da, da. Și atunci... Ai fost și un jucător destul de arțăgos, mi-amintesc, un cot în figură pe care l-ai scăpat lui Daniel Nicolae într-un meci cu Rapid. Nu i-am dat. No? Și acum mai facem caterincă pe la fotbal. Nu i-ai dat? Eu mă întâlnesc cu el. Păi el m-a ținut și eu când am dat și trebuia să dau mai sus puțin. Și am dat așa scurt. Noi ne dădeam peste picioare, ne certam în teren, dar după meci, după aia, eram la echipa națională. Uite, ne întâlnim cu toți acum și jucăm la sintetic. Foarte frumos. Să te întâlnești, să te aduci aminte cum a fost și făceam. Tot felul de povești, da. Aș vrea să facem o scurtă parabolă către echipa națională, da? A jucat și la Euro 2008, câteva meciuri remarcabile. Am jucat un meci important, atât știa când să mă folosească, sincer. Da. Acel om chiar știa tot ce pot eu. El nu știa tot. În ce meci, pe mine nu mă rugam meci ușoare. Serios. Dacă te uiți pe meciul meu, nu o să vezi. Numai cu grei. Olanda, Franța, Germania. Numai așa. Cu Olanda ai fost pe teren, dar la acel 1-0, care ne-a dus calificarea la Euro 2008. Da, am fost cu ei în grupă și am terminat pe primul loc în grupă, cu Olanda. Și un teren Olanda, infernal, în momentul gol ăla, din offside. Aveau jucători la Bayern München și la Real Madrid. Era Van de Vaart,
Schneider, Van Nistelrooy, Kuyt la Liverpool. Doamne, câștigate Liga Campionilor. Avea cea mai bună echipă. Și noi am terminat pe primul loc. Da, cu ei în grupă. Am făcut 0-0 la ei și am bătut 1-0 la Constanța. Atunci a dat Goian gol. E cam ultima victorie mare a echipei naționale, dacă stăm să ne uităm așa peste timp, da? De la acel 1-0 cu Olanda, nu prea mai... Nu mai bine și da. Uitați-vă pe... Nu prea mai răpus vreunul dintre granzii mapa mondială. Franța, da? Cât am jucat eu și cât am fost la echipa națională, nu, nici nu am, i-am bătut, dar nici nu am pierdut. Da, 3 remize, da? 0-0, 2-2 da. Și 0-0 din nou la Euro. Și da, primul, cred că primul. Avea o echipă nu bună, foarte bună. Vedeți-mă. Da. Bun, ai fost pe teren inclusiv la acel penalti al lui Mutu, dar ratat în meciul da, cu intrat, Italia. Da, am intrat cu vreo 5 minute înainte de, înainte, da. De a avea penalti. Cum s-a simțit momentul acolo pe teren? Păi da, de ce nu mă întrebați că a dat primul gol la de, nu? La băiatul primul gol, zic, s-o poate întâmpla la oricui. Putea să fie și, putea să fie și eu și Dică să ratăm. Oricine putea rata. Nu vorbim de orice portar, da? Vorbim de Buffon. Și cred că spun totul. Da. Îi mai reproșezi așa lui Adi niciodată, în glumă? Niciodată, nu. Nu mi-am permis niciodată nicio glumă cu nimeni. Eu sunt genul de om care îmi știu limita, îmi știu bun simț și îmi văd de treaba mea. Mai ales că am avut onoarea să juc cu asemenea jucători nu buni, foarte buni, care scriau istorie în campionatul Italiei. Chivu, Mutu, Lobunț, da? Tamaș, în care juca în Franța și Rusia și Anglia și în Spania. A jucat... Da, aveam pe Nicolae Iar, aveam pe Săgeată, Genov. Uite, dă-mi te rog frumos trei jucători care joacă în campionatul puternic. Dar bun, dar acum dă-mi cum era Chivu și Mutu. Păi nu, și Raț, Raț, Marica. Care asta jucau... evident că nu mai avem. Spune-mi tu, te rog, apropo de topuri bănuiești, spune-mi tu top 3, da, colegi alături de care ai jucat. Dacă ar fi să faci un top 3 al colegilor... Depinde, dacă vorbim de fotbal românesc sau din afară. Fotbalul, hai să facem așa, 3 din fotbalul românesc, 3 din fotbalul de afară, fiindcă ai fost și la Saint-Étienne, coleg cu niște nume, niște nume infernale, da? Când am ajuns, fac o paranteză acum, când am ajuns la Saint-Étienne, să știi că... Aubameyang, Zuma... Aubameyang nu juca. Jucam în jucaș deaptă și nu juca. Când am venit eu, nu jucam în locul meu. Erai, juca. Juca în fața lui Aubameyang. În fața lui, da. Și după aia l-a băgat în stânga. L-a băgat pe el în stânga să-i facă loc, da. După aia l-a băgat vârful în pis. Așa că... Deci ai contribuit un pic la, la ascensiunea lui ulterioară, ca să zic. Nu, e un băiat deosebit, crede-mă. Și am avut plăcerea de a cunoaște de aproape. Uh-huh. Să simt și ce băiat. De nota 1000, credeți-mă. Erați cumva mici, așa, în perioada? Da, 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 da. Ne, da? Mergeam tot timpul, mergeam la Paris, da? Mergeam cu trenul, da? Mâncam împreună. Da? Da, da. Am avut o relație bună cu, cu cei de acolo. Toți mă iubeau. Pentru felul meu. Știau că sunt foarte agresiv și... Da, și îmi dau viața pe teren. Și lor le plăcea, le plăcea stilul ăsta, da? Stilul ăsta de, de jucător. Ai mai ținut legătura cu Aubameyang în timp no, după ce ai no, plecat no, acolo? Nu, no, nu, no. Am mai ținut puțin cu Gradel. Cu? Gradel. Ok. Da, care mi-a fost, am stat și în casă împreună. Uh-huh. În rest, nu, n-am mai, am pierdut. Am înțeles. Contactul. Bun, top 3, da, am zis top 3 jucători români, top 3 jucători colegi. Nu pot 3, crede-mă că păi toți a... sunt prieteni. Bănel, asta e provocarea, da? Că dacă facem top 10, iau ca pe un joc, da? Și, și ei vor accepta lucrul ăsta, cu siguranță. Na. Aș spune Mutu Chivu, da? Da, din de afară și Tamaș. Mutu Chivu Tamaș, da, dintre colegii români, da? Da, care am jucat cu ei. Și din cei, din cei de afară? Aubameyang, probabil unul dintre ei. Da, Gradel. Da. Și care am jucat eu așa și mi-a... Și Zuma, probabil. Zuma a dat 3 goluri din pasele mele. Așa a plecat la Chelsea, ca să înțelegi. Și pe ăsta, Luc Peran, capitanul de la Saint-Étienne. Cum a fost pentru tine experiența aia în Franța, Bănel, fiindcă toată era... E, era de când am plecat era eu, povestea de aia cu... cu Romii, da, și cu tine. Exact, nu, exact. N-a fost foarte ok, pentru că, de ce vă spun lucrul ăsta? Eu când m-am dus, am și jucat bine. Uh-huh. Și atunci lumea n-a mai privit partea a, ăla e rom. Da. Nu, i-am privit tot eu, ăsta e om,
a venit, uite ce serios, se joacă. Un jucător care își face treaba și atât. Am învățat franceza în 3 luni de zile, am început să vorbesc. Au văzut oameni, bă, omul ăsta chiar e ok, uite, am învățat franceza. Vin la antrenament, e corect, nu bea, nu fumează, nu cutare, nu club, nu nebunii de-a lor. Că ei au libertate, ei îți dau libertatea, dar în același timp și urmăresc. Ei îți dau libertate, tu te faci ce vrei tu. Depinde ce vrei tu să faci. Vrei să te dai cu capul de preț, du-te și dă-te. E viața ta. Ei nu te urmăresc. Pe teren e ce interesează, da? Tu când ai venit la antrenament și eu ești ok, atunci ei sunt mulțumiți. Bănel, apropo de tema asta sensibilă, long time, da, nu legat de tine, în general, această problemă legată de rasism și așa mai departe, o problemă care doare foarte tare la nivel planetar. Global. Da? Au fost momente în cariera ta la nivel mare, da, când ai ajuns la nivel mare, în care ai suferit din cauza unor episoade de genul ăsta și sufletul tău a stat strâns așa? Eu spun sincer, nu. Nu. Pentru că știu cine sunt, știu ce fac. Și dar poate urmă, au fost oameni care au încercat să te jignească, mi-i închipui. Gândește că au fost, nu sute, mii. Mii. Da? N-ai pus la suflet niciodată. Nu am pus pentru că așa au gândit ei în momentul ăla, din răutate, din răzbunare, pentru că jucam împotriva lor. Adică era nu normal. Ai condamnat niciodată, niciodată. Nici măcar în sinea ta. Nu. Pentru că sunt ceea ce sunt, da? Sunt rom. Ce să spun, că sunt altceva? Nu pot. Sunt ăsta, cu ăsta de filez. Dar nu, adică nu mi-am încărcat așa mintea cu, bă, uite, eu ce mi-a zis ăla că sunt așa, nu știu. Nu. Mi-am văzut de treaba mea. În străinătate ai avut episoade de genul ăsta? Nu. În Franța ai jucat nu. Și în Cipru? Nu. Da? Nu. În Franța numai cu domnul îmi vorbeam. Și un copil domnul. De 5-6 ani și vrea o poză, îmi spunea Monsieur. Monsieur Nicolița. Serios. În România nu găsești, dar asta e. Asta e mentalitatea noastră și nu ai ce să faci. Nu puteți să schimbăm oamenii. Apropo de felul tău de a trata anumite momente sensibile și de perioada din Cipru, mi-amintesc faptul că a fost un amical caritabil Dinamo Aris Limassol, da? În Ștefan cel Mare, în care suporterii de acolo strigau ceva de genul Bănel, care a dat gol pe Bernabeu, încercând să te ironizeze. Și le-am dat și gol. Le-ai dat și gol și răspunsul tău a fost ceva autoironic, ceva de genul ăsta, okay. Nu? Le-am dat gol. Le-ai dat gol, da. Știi cum e, știți că eu nu am ieșit niciodată să vorbesc cu râd despre o echipă rivală, da? Da. Vorbim de Dinamo, Rapid, ați văzut cum s-a întâmplat când au aruncat cei de la Rapid în teren 2-3 sticle. Eu le-am luat și le-am aruncat frumos. Adică nu m-am dus la arbitru, nu m-am dus să fac tantamul. Am tăcut. Gen bricheta, da? Atunci a fost problemă. Acolo a fost o problemă. Nu e normal. Ce-s lovit arbitru. Nu mai e vina noastră a jucătorilor. Ce treabă avem noi? Dacă arbitru a pus stop, a pus stop. E vina mea că a pus arbitru stop. L-ai lovit cu bricheta în cap. Nu. Dar în rest, eu nu am avut și nu am fost genul de om să critic. Că până la urmă toți avem dreptul. Da, să ne exprimăm, să ne dăm cu părerea. Dar nu am făcut-o. Care a fost meciul de la Național în care te-ai simțit cel mai mândru de faptul că poți tricou României? Nu. Eu, din momentul în care eu am ajuns la echipa națională, am fost mândru. Pentru că, fiind și rom, fiind și un băiat de unde am plecat, da, știm faptul că mi-a fost foarte greu, era foarte greu să ajung la echipa națională a României și să reprezint România. Și să port acel tricou care au purtat jucătorii meși. Da? Vorbim de Ilie Dumitrescu, vorbim de Cică Hagi, Lăcătuș și așa mai departe, Neapiții. Sunt jucători nu mari, incredibili. Și atunci m-am simțit mândru în momentul când am ajuns acolo, mi-am dat seama că, într-adevăr, munca mea a fost răsplătită. Să ajungi la președintele României, să fii de 4 ori acolo, să ajungi să dai mâna cu el, era domnul Băsescu, nu e ușor, credeți-mă. A fost de 2 ori cu echipa națională și de 2 ori cu Steaua. Pentru mine personal, a fost cea mai mare bucurie că am ajuns să cunosc asemenea oameni. Și de la fiecare am înțeles câte ceva. Și acel mesaj care numai dumneavoastră îl dă, că poți să faci mai mult. Că orice îți dorești sau ce vrei la viață și ai răbdare, poți să reușești.
l-ai nominalizat pe Tamaș printre cei trei, da? Mutu, Chivu, Tamaș, ai spus mai devreme, da, printre cei trei colegi în top 3 al colegilor, da, importanți, da? Da. Acum Tamaș a trebuit să vină să facă cinste cu o bere, ai fi gata să faci o partidă Tamaș, pe știți, cinste de seară cu Gabi Tamaș? Tamaș a avut grijă de mine, credeți-mă, da. Eu am venit tineret când eram la Brăila și el m-a luat sub aripa lui, pe românește, da. Și m-a ajutat cu de toate. În ce sens? A stat împreună în cameră? Am stat împreună, cameră, dacă nu aveam bani, îmi dădea bani. Serios, da? Da. Au fost genul de om care te-a ajutat, da? Da. Și nu neapărat că... Adică îți vorbea într-un fel și era în Rusia, câștiga 1 milion. Uh-huh. Și avea cea mai tare mașină. Niciodată nu s-a comportat. Adică n-ai simțit diferența, da? Da. El m-a luat sub aripa lui și le-a spus, ăsta e al meu. Dacă nu va Dacă vă atingeți vreunul de el, cu mine aveți treabă. Pe cuvântul meu de onoare. Asta sunt cuvintele lui, dar puteți să-l întrebați. Vreodată. Da, pentru că el a văzut că sunt ok, sunt un băiat venit din unde veneam și a văzut că sunt modest, normal că m-a lăsat sub aripa lui. E uimitor cât de mult încă joacă Tamaș, da? Și la vârsta asta te surprinde? Tamaș nu mă surprinde. Eu știu calitățile. Și... E unul din cei mai buni fundași care am văzut, da? Care putea să joace lejer la o echipă de top, mult mai mare. S-a pierdut un pic, crezi că Tamaș... Aici nu mai el știe. Da, dacă, eu zic că dacă el știe cel mai bine, dacă era puțin mai atent la viața lui privat. În rest, calitate, credeți-mă, nu există. Adică crezi că Tamaș era un jucător la nivel de, de Real Madrid, de Inter, de Bayern München, da? Inter... Dacă ar fost un pic atent. Real, sincer vă spun, bun, bun, bun. Mi-a plăcut foarte mult de el. Și stilul lui, și cum mișea, cu mingea la picior. Adică nu era și unul la unul, nu trece de el. Te mânca cu tot. Rar vezi un jucător așa. Dar... păcat. Dar încă a demonstrat și vedeți voi că joacă, da? Ei, omul e nebun. Îi place fotbalul la nebunie. Cu el poate să stea 48 de ore, el e cel mai bun. El vine la antrenament, e cel mai bun. Nu puteți să-i luați din merit. Când un om bun trebuie să-i spuneți, bă, ești bun, la revedere, nu ai ce să-ți fac. Da. Să mire toată lumea. Ați văzut că s-a dus și a jucat. După 6 luni, care nu cel mai bun. Și atunci... Te-a surprins decizia lui Rădoi de a renunța la echipa națională așa brusc? Cred că mă așteptam, pentru că eu știam că el e mai orgolios așa, dar pe dreptate. În ce sens pe dreptate? Păi când echipa a făcut rezultate bune, da? Ba că poziția nu e bună, ba că nu știu ce. El a venit cu un joc spectaculos, da? A venit cu un joc deschis. În care să atace, să dea goluri. Băi, nu o mai apreciem acum. De ce joacă deschis, de ce nu ne apărăm? Când ne apărăm cu nepiții, de ce ne apărăm? Când jucăm fotbal deschis... Și se pare că au fost criticile exagerate la adresa lui Rădoi la un moment dat? Din punctul meu de vedere, da. Pentru că fiecare antrenor vine cu strategia lui. Hai să-i dăm voi, ați văzut cum e pe afară. Îi lasă 3-4 ani. El e echipa națională, el nu are timp să pregătească, sunt 10 zile. Bun, dar în prima parte a mandatului a fost o colecție de rezultate dezastruoase, da? Când vine un antrenor, trebuie să-i dai timp. Ne raportăm la rezultate până la urmă. Și noi vorbim de jucători care are la dispoziție. Nu-l are pe Mutu, da? Sau pe Chivu. Ți se pare că avem o echipă națională slabă în momentul ăsta? Nu slabă. Nu slabă. Sunt sunt jucători talentați, sunt jucători buni unde joacă acum. Dar nu putem să comparăm jucătorii care sunt acum cu jucătorii care erau acum 10 ani. Da? Vorbim de un Mutu, de un Chivu, de un Tamaș, de un Raț, Marica, Goian. Toți jucam și aveam meciuri, începe zic toți. Toți, din nucleul din la echipa națională, erau făcute din majoritatea din steliști. Primul 11 eram 4 sau 5 titulari. Nu era ușor la o echipă de club. Înseamnă că acea echipă avea jucători de valoare, jucau an de an Champions League. Eu sper să vin un antrenor bun, cum a fost și Mirel, în care să construim, că altfel nu avem nicio șansă. Pentru că nu mai avem jucători de top.
Nu trebuie să ne ferim acum să ne fie rușine să recunoaștem. Nu mai avem jucători de top. Dați-mi trei jucători de top. Dați-mi dumneavoastră. Nu-i avem. Evident dați-mi trei jucători. Evident că nu-i avem. Chiricheș, joacă. În da? Afară de Brăzvan Marin, care joacă și nu joacă la Cagliari, da? Chiricheș. Chiricheș, okay. La fel. Stanciu, totuși într-un campionat destul de trei jucători buni. Și s-a închis lista. Ați văzut? Și atunci avem pretenție. Aici, bă, ăștia suntem, da? Pe ăștia îi avem. Hai să-i creștem ușor, să avem puțin răbdare și cu siguranță rezultatele vor veni. Dacă nu avem răbdare, îl criticăm pe Mirel, când câștigă îl criticăm, când pierde îl criticăm. Și atunci, ce facem? Nu avem nicio șansă. Trebuie să-i dăm șansă, trebuie să avem răbdare. Nu e ușor să construiești o nouă echipă peste noapte. Spuneai mai devreme că jucătorii din ziua de astăzi au foarte mari pretenții, iar ceea ce oferă ei este foarte puțin raportat la pretenții și, în general, atitudinea lasă de dorit. Dai vina cluburilor. Vina de la... Pentru că le oferă cresc. Salarii prea mari, da? Nu, așa cresc. Noi nu mai avem, nu vedeți că nu mai avem grupe de copii, nu mai avem nimic. Vina antrenori care nu au jucat fotbal în viața lor și au grupe de copii și antrenează. N-am nicio treabă, nu am, e ok, înțeleg, asta e situația în România, dar să avem și pretenții după aia, eu zic că trebuie să ne mai gândim. Dar trebuie să investim în copii, dacă vrem să avem rezultate pe viitor. Nu putem doar așa, hai, gata, am făcut trei copii, nu. Uite și FCSB-ul a investit foarte mult în copii. Și gândiți-vă că de vreo 7-8 ani nu câștigă campionatul. A luat tot ce a fost mai bun. Dați-mi și mie. Anul ăsta se pare că... Nici anul ăsta, e greu. E greu, Dan Petrescu nu are cum să pierdă vreo dată campionatul din mână. Îl cunoști pe Dan Petrescu, am avut ocazia să-l cunosc personal. Am lucrat la Târgu Mureș înainte de a pleca în China. Uh-huh. Și l-am cunoscut. Și știu, ai pregătești. Ai lucrat cu el, da? Da. Și știu cum lucrează și știu ce-i pregătește. Un maniac al pregătirii, da? N-ai cum să-l bați în viața ta. Da, 24, chiar dacă câștigă 1-0, că toată lumea critică. Domnul nu e spectaculos. A câștigat meciul. Are 7 meciuri câștigate la rând 1-0. Ok. Ce vreți? Ah, când e spectacol, e spectacol. Când trebuie să te sacrifici, frate. Sacrifici pentru echipă. Trebuie să câștigi 1-0. Ce jucători din Liga 1 de astăzi îți plac așa și îți clătesc ochiul atunci când te uiți la meciurile din Liga 1? Dacă mai ai răbdare să te uiți la meciurile din Liga 1? Mă uit cu drag. Pentru mine cel mai bun, părerea mea, din România, da, va să fie Coman. Florinel Coman, da? Credeți-mă. Dacă va fi serios și dacă nu o să mai aibă parte de accidentări, Coman poate să fie numărul 1? Lejer, credeți-mă. Îl știu, am jucat cu el la Vitorul. Cred că cu mine a debutat, cu mine în teren, când am jucat la domnul Hagi. Are o calitate extraordinară în care unul la unul te reușește. Și el însă probleme în viața privată, da? Și de aici asta poate anumite numai probleme. Da. Numai la noi în România, viața privată. Afară, credeți că ea nu se duc, ea nu fac? Sigur. Uite, fac, am jucat și eu la Saint-Étienne. Știți cum erau jucători? Beau până dimineață nu, și vineau la refacere. Niciodată să vezi. Antrenorul să-i spună ceva. Măi, ți-am dat liber. Nici la noi nu s-a uitat lumea numai că, din păcate, după ce se întâmplă dacă episoade dau liber. Ăsta, pe teren lucrurile stau rău, da? Păi dacă eu îți dau liber. Fă-ne un pic profilul viitorului antrenor Bănel Nicoliță. Cam cum va arăta el, să încercăm să ne-l imaginăm peste 4-5 ani pe marginea terenului, agitându-se ca Dan Petrescu sau o altă postură mai... Eu am avut antrenori foarte buni, da, în cariera mea de fotbal, am avut cei mai buni antrenori, pe care la fiecare an au câte ceva și sper în 5-6 ani să fiu un antrenor bun. Da? Atât cât am fost la Fure, eu cred că, da, mi-am dat singur așa o părere, cred că merit să merg pe calea asta de antrenor. Uh-huh. Îmi place, simt jucătorii, nu știu, îmi place nebunia asta. Uh-huh. Sunt puțin mai agresiv, într-adevăr, dar cred că asta și din cauza că sunt și în teren. Uh-huh. Și pui suflet foarte mult. Da. Da, și nu mai am timp să fac legătura între, bă, sunt jucător acum, trebuie să fiu și antrenor, le iau ca atare și... Dar când sunt pe margine, sunt mai calm. Dar dacă
nu merg lucrurile cum trebuie, sunt foarte agresiv. Să iasă Dumnezeu din calea ta jucătorii, da? Da, dar... Ce înseamnă? Sigur. Mai dai cu pumnul în masă, mai arunci cu cât o gheată în vestiar? Nu. Am fost la început, așa. Da? Da, dar acum am mai liniștit, așa. Ai fi nimerit pe cineva sau nu chiar? Nu, niciodată. Nu. Dacă sunt supărat, sunt supărat pe toată lumea, inclusiv eu care sunt în teren. Că până la urmă toți greșim, toți câștigăm, toți pierdem. Cum am intrat și acum la ultimul meci. Vă dați seama că n-am jucat de un an și ceva. Și am intrat și am cu 3-3 cu o echipă foarte bună din județul Brăila. De Liga 3-a, care au buget de 7-8 miliarde și Foreiul de 1 miliard jumate. Și s-au bătut ei, la egal. Fotbal trebuie doar să crezi și să crezi că poți să-l învingi doar prin aici și aici. Dacă nu ai astea două, egal cu zero. Mai intervine partea tactică, fizică, mentală și mai departe. Te regăsești mai mult în Klopp, în Guardiola, în Mourinho sau în Tuchel? În Bănel Niculiță. În Bănel Niculiță. E cel mai ok. Eu vreau să-mi crez stilul meu de a antrena și atunci știu unde am greșit, ce am făcut bine și ce am făcut rău. Ce dar fel cu de siguranță, echipă îți place ca modul? Îmi place să joc deschis, uite, de exemplu, îmi place stilul lui Hagi, da? Uh-huh. Anumite chestii care, într-adevăr, cum vezi cu construcția, cât de ușor, cât de repede ajungi la poartă, ataci, te aperi. Uite, ne apiți la fel, fiecare antrenor are o strategie, da? Și am luat de la fiecare. Uite, poate Zenga la fel. Tactic, echipa mea, dacă nu stă bine în teren, eu mor. Ești la Forei. Fii un fanatic al tacticii, da? Pentru că totul pleacă de acolo. Dacă nu știi să stai în teren și eu spun stai în stânga și tu treci în dreapta sau stai în centru, tu treci nu știu unde, normal că nu mai... Lucescu spune de multe ori, domne, în primul rând trebuie să ai grijă să nu iei gol și apoi să te gândești la ofensivă. Da, ca să nu iei gol trebuie să stai tactic bine. Da, da, trebuie să te aperi, da? Trebuie să știi, fiecare jucător trebuie să știe zona lui. Ce ai de făcut în zona aia, X, stânga, dreapta, centru. Păi dacă tu nu le spui sau nu faci și tu vii și le spui fă aia și ăla să uite la tine, ce fac? La cine ți-ar plăcea să faci un stagiu așa de o lună, să stai pe lângă un antrenor mare, să înveți care ar fi antrenorul lui? Eu am stat pe lângă fiecare, sincer. Uite, m-aș duce la domnul Hagi 2-3 săptămâni. La Neapiții deja știu, dacă ar mai antrena, m-aș duce după el să văd încă una alta. De la fiecare. Mi-aș dori încă o dată să revăd, da, cum lucrează și cum comunică cu jucătorii. Una e când tu ești jucător și le simți ca jucător și una e când ești în afară și îl simți ca unul care vrea să învețe și care mai târziu vrea să devină mult mai bun. Cu Pizzi mai ții legătura? Nu, dar m-am mai sunat așa, acum 2 ani, cred, ce face la Pizzi, dar nu. În relație foarte bună. Am rămas în relație foarte bună cu toată lumea. Adică de sărbători îi mai sun, îi mai caut, îmi place. Adică știu că oamenii fac parte din viața mea. Cândva ei mi-au dat o șansă la viață. Da? Datorită mie, pentru că și eu am jucat și le-am arătat că sunt și sigur, că pot. Sigur, contează că cineva ți-a deschis o ușă. Da, deschis o ușă și eu puteam să o închid. Potrivit, da? Eu am lăsat-o deschis, am intrat, am dat bună ziua, am intrat, am închis-o frumos. Adică am făcut lucrurile așa cum se fac. Cu ce ochi vezi toată debandada asta de la Dinamo? Sincer, păcat pentru fotbal românesc. Nu numai Dinamo. Uite, sunt multe echipe care suferă financiar. Da? Sunt anumiți oameni din presă care îl critică pe Gigi. Vă spun sincer. Dacă Gigi, în ultimii 10 ani, nu cumpăra jucători din România, în care se plătească 1,2 milioane, da? Nu mai stă pe hartă. Credeți-mă ce vă spun. Cum s-a decizitat un ziceniu, așa erau multe echipe de acum și juca doar 4-5 echipe. Ați văzut ce probleme are Dinamo, care e o echipă cu tradiții. Nu avea voie să ajungă în situația asta. Sau Rapidul. Nici ea. Ați văzut când s-a supărat copul, s-a luat mâna, s-a dus. Așa și la Dinamo. S-a luat mâna în egoiță. S-a ajuns unde și Gigi mâine să supără, la revedere. E singurul care a ținut fotbal românesc, Gigi. Nu că i-ai apărat sau am eu ceva personal cu el. Ați văzut că a ieșit domnul, nu am nevoie de ajutorul nimănui. Am bani, am familia sănătoasă, nu am datorii la nimeni, să fie lumea, să
liniștită, da. Da, din toate adică punctele de vedere. Adică nu te caută cămătarii? Nu mă caută cea. A fost doar vrăjeli, au vrut doar să-mi strice imaginea anumit oameni.